Îi văd pe ceilalți care îmi spun, nu ești nărătoare, chiar așa, tot timpul, tu zâmbești pentru tine, nu e, ia lucrurile în serios, ești o femeie toată firea, zbam. Și simt că e o mare coboriță, adică sunt o femeie toată firea, ce să spun, hai să mă îngrijorez de războiul din Irak. Hai să mă îngrijorez că vine factorul, nu știu, lăsați-mă cu chestiile astea, chiar e... E cu sucoața albă. Toate astea sunt sucoața albă. Dar... Și iluzori. Evident. Deci nu pot să... Mă gândesc că dacă e vorba să dăm curs acestei teorii care a prins destul de mult pentru că... Dacă stau să iau o fracțiune de secundă în serios ce se întâmplă, e raiul din plină, direct și la ora de vârf. E raiul, pardon, iadul. Deci dacă e să mă iau un pic după, să mă uit încotro vor ceilalți să mă uit, e durerea lumii, nu se poate face la zic, domnule, nu se, suntem experți, suntem buni. Am reușit să creăm o chestie mai adevărată decât iadul însuși, dacă exista pe undeva. Și atunci îmi dau seama că eu port cu mine acasă, acasă e în mine. Raiul e în mine, starea de grație e în mine, sunt ceea ce sunt. Și cu toate astea, parcă încă nu sunt liberă. Da. Pentru că dacă ar fi așa, ar însemna că e destul să respir și lumea în jur ar fi happy. Ah, yes, suntem. Să mai întâmplă, să simt așa că se bucură numai pentru ceea ce sunt ei, când sunt în zonă. Bun. Da, da, nu are cum. Nu are cum un individ să se bucure pentru ce e Brahman. Păi aici... Brahman și individul n-au nimic în comun decât spațiul pe care îl ocupă amândoi. Individul nu poate să se bucure că el nu înțelege ananda lui Brahman. Păi asta e iar Brahma nu înțelege că există vreun individ. Și atunci ei sunt intangibili. Da, sunt deși ei ocupă acela spațiu, da. Ei nu se cunosc. De ce? Pentru că unul există cu adevărat în acel și spațiu, dar, adică în tot spațiul, și celălalt nu există niciodată în același spațiu. Și nu va exista vreodată. Da? Ești Luca, nu vreau asta. Ăla, care așa. Deci numai Brahman există și și-ar dori și el o problemă. Nu are vreun să o ia. Și atunci ce-ai imaginat? Brahmaia. Mă confrunt. Deci, e bine că sunt pe drum. Cel puțin sunt pe drum. Văd diferența între ce-am fost, unde am pornit. Văd unde sunt acum și totuși am un vizor în viitor, ca și ideal, scopul. Ce trebuie să ajung. Unde trebuie să ajung. Dar ăla cu scop văd că nu-l ating niciodată. De ce? E așa ca și cum ar pune mâna și ai o mână în față. Și scopul e aici. Da. Și eu tot împing. Da. De ce? Că ai mână. Tu crezi că ai mână și că poți să-l atingi. Și tu îl plasezi cu imaginația în viitor. Și atunci îl faci de neatins. Da? De neatins. Pentru că tu plasezi în viitor, tu crezi că ai venit de undeva, cauți ceva și totul se întâmplă linear în timp. Când de fapt toate astea sunt doar aspecte ale imaginației, ale iluziei care te joacă zi de zi. Da? Da. Deci sunt... Ia să mă apuc și eu așa, ca hobby. Da. Să mă preocupare. De începători, să zicem, mai am alte hobby-uri, mai am unul. Secundar. Și apoi ce cauți? Dar cu timpul devine ceva obsesie, ceva devine scopul principal în viață. Și totuși, asta nu e suficient. Că asta te ține întotdeauna starea de căutător. Da? Te face un căutător etern, zicea cineva. Deci devii un căutător la infinit, așa. Fără să găsești vreodată, să atingi scopul sau natura ta. De la început se pare un scop care e greu de atins. După aia zici, dar nu e imposibil. Da? Ia să vedem. Și încep și prin speranțe. După măsură ce progresezi, ce
dovedești că vrei mai mult și mai mult, începi să, începi să clarifici în tine șansele de a-l atinge. Și totuși, șansele rămân mici cu trecerea timpului. Dar, dacă studiești ce trebuie, îți dorești cu adevărat acel lucru, cu adevărat, și tu trebuie să te întrebi zi de zi lucrul ăsta. Chiar îl vreau, oare nu mă joc și faci ca, cum spuneați, da, oare nu e frică? Chiar vreau să dispar? Eu, individul, trebuie să dispar. Deci dacă asta nu se întâmplă și chiar vrei să dispari și chiar vrei să realizezi că ești absolutul, în final, ca și concluzie, nu poți să ai decât cunoașterea că e imposibil să fii căutătorul care caută, care găsește ceva, căutătorul care fie găsește, fie eșuază, nu ai cum să fii așa, acesta. N-ai nicio șansă, de fapt, să fii în acea poziție, ca în poziția celui care caută. Nu există așa ceva. Exact. Da. Deci, la început pornești cu ideea că acela e un scop care e frumos, e de atins și, în final, ajungi la concluzia sau trăiești doar faptul că ești drama și că e imposibil să fie altceva. Deci înțeleg că nimic din iluzie nu te poate ajuta vreodată să... Nici măcar o iluzie mai mare sau o iluzie mai mică, nu există așa ceva. E o iluzie. O iluzie, să vă spun despre învățătură. Deci ce se spune în text. Zice, o învățătură de natură iluzorie, care cade în categoria iluzie, anume învățătura asta sacră. Chiar Advaita, da? Tot, tot. Deci această învățătură, o învățătură de natură iluzorie, are drept scop înlăturarea unei ignoranțe care e și ea de natură iluzorie. Dar în rest, în afară de asta, nimic cu adevărat nu se întâmplă. Deci o învățătură de natură iluzorie ca o pastilă potrivită pentru o boală potrivită. Deci da? S-ar putea ajunge și în afară unei învățături? Deci e omul sărac în pustiu. Acolo s-a născut. Acolo a ajuns. Nu, zic așa. E unul într-un vânt de munte sau, mă rog, e un personaj care n-a avut acces la vreo scriere sacră, la vreo îndrumare a unui cuipare. Depinde ce crede personajul despre sine. Că el e un personaj sau că el e Brahma. Dacă el crede și el realizează fără Scripturi, el e Brahma, deci, numai că e ușor. Ori e Brahma și apare ca individ în aparență, ori este individ care se face ca Brahma. Da. Să vă citesc un citat. Așa, deci în Manduchya Karika, în Gauda Pada, lui Shankar. Da. Tot. Au trăit în același timp. El a scris o lucrare, Manduchya Karika. O lucrare foarte radicală în privința creației și a teoriilor creației. El respinge toate teoriile una pe una și, în final, declară punctul de vedere absolut. Că nu există creație. În sens strict. Decât Brahma nu există. Creație. Ne pare rău, nu există. Da. Ființele sunt nenăscute. Ființele nu sunt multiple, ci una singură. Și aceasta este fără originație, fără început și fără sfârșit. Deci, n-are rost să vorbim despre manifestarea cuiva și despre indivizi. El declară, ca și concluzie în această lucrare, non-creația e singura teorie viabilă referitoare la creație. Da? Și asta e punctul de vedere al lui Brahma. Din punct de vedere absolut, non-creație